Jurnaliștii sălășeni au mânuit astăzi arma, s-au întrecut în deja tradiționala competiție Cupa Presei la Tir, organizată cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române. La final, în clasamentul pe echipe, redacția Sălășanul s-a clasat pe locul întâi. Poligonul din Aghireș a găzduit astăzi competiția de tras cu pistolul, dedicată jurnaliștilor sălăjeni. S-au prezentat la startul competiției 14 jurnaliști. Cupa Presei la Tir a fost organizată cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române. Activitatea de astăzi este o activitate desfășurată cu ocazia împlinirii 168 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române și face parte dintr-o serie de activități pe care noi le-am desfășurat începând de luni cu veteranii unității, cu copiii, Ziua Porților Deschise, competiții sportive interne și interinstituționale și astăzi avem activitatea cu dumneavoastră, urmând ca mâine să încheiem această săptămână, ocazie cu care vă și invit mâine, începând cu ora 11, vom fi prezenți în zona anfiteatrului din Parcul Central. Este prima oară când am ales acea locație pentru a ne prezenta tehnica din dotare, pentru a prezenta echipamentele, iar începând cu ora 12 vom face un exercițiu demonstrativ, spunem noi, că tot e și școala altfel, un exercițiu demonstrativ puțin altfel. Dar mai multe detalii nu o să vă dau astăzi și vă așteptăm mâine pentru a ne bucura cu toții de aceste evenimente pe care le organizăm. În continuare o să începem să desfășurăm Cupa Presei la Tir. După reglarea tirului a început concursul propriu-zis, unde ziariștii sălăjeni au avut de trecut două probe. În urma competiției în clasamentul pe echipe, redacția Sălăjanul s-a clasat pe primul loc. De asemenea, în clasamentul individual, colegul nostru, Răzvan Belei, a ocupat locul 3. Proba pe echipe, locul 1, cu 177 de puncte cumulate. Domnișoara Pop Cristina și cu domnul Jacodi, echipa Sălăjanul 1. Felicitări! Mulțumim! Colucean acolo! La individual, cu 91 de puncte, domnul Răzvan Belei. A spus că promite de când a venit și s-a ținut de cuvânt. Felicitări! Concursul de tras cu arma pentru jurnaliștii sălăjeni a devenit tradițional în ultimii ani, fiind organizată cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române.